răsunare de situație în cazul dispariției celor trei copii ai afaceristului Adrian Marțian. Ei apar într-o filmare alături de tatăl lor și s-ar afla în afara țării. Biroul lui Nelu Tătaru de la Spitalul Huș a fost percheziționat din nou de procurorii DNA. Anchetatorii au ridicat fișele medicale ale mai multor pacienți. Marcel Ciolacu i-a cerut explicații Elisabetei Lipă în scandalul primelor de la Jocurile Olimpice. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Răsturnare de situație în cazul celor trei copii dispăruți ai omului de afaceri Adrian Marțian. Aceștia au fost găsiți și se află cu tatăl lor, într-o înregistrare făcută chiar de acesta. Cei mici apar într-o mașină, spun că sunt bine și că nu vor să meargă la mama lor. Poliția a deschis dosar penal pentru lipsire de libertate. 17 octombrie 2024 am ajuns la tatăl după atâta timp. Vai, să vă mulțumesc, dar pe sufletul vostru, mai îngerilor, cu morile lui tati. Cum a fost, mă, cu el, tati, mă? E tot plimbat în continuu. Imaginile în care apar cei trei frați și tatăl lor au fost trimise azi noapte polițiștilor din Hunedoara. Agenții au încercat să afle unde se află omul de afaceri și copiii săi, dar Adrian Marțian ar fi refuzat să le dea informația. Le-ar fi spus însă polițiștilor că nu are încredere în autoritățile române, care l-au împiedicat să-și vadă copiii. Polițiștii și procurorii au deschis dosar penal și cercetează infracțiunea de lipsire de libertate. Deocamdată nu există niciun suspect. În cursul nopții trecute, polițiștii au reintrat în contact cu tatăl copiilor. În acest moment, nimeni nu știe dacă Adrian Marțian și copiii săi mai sunt în România. În timpul convorbirii pe care oamenii legii au avut-o cu omul de afaceri, acesta le-a spus că el a găsit copiii dispăruți. Din dialogul tatălui cu cei trei frați, se înțelege că ar fi fost undeva aproape de malul unei mări, într-un loc în care se vorbește o limbă străină. S-au comportat frumos, erau disperați, tot vorbeau o altă limbă. Noi n-am dormit deloc, că te-am așteptat pe tine. Dar că nu se te mai vede niciodată. Una dintre ipotezele luate în considerare este cea conform căreia bărbatul și copiii ar fi în Serbia. În urmă cu două zile, atunci când omul de afaceri a trimis poliției o filmare în care cei trei frați erau filmați și spuneau că au fost luați de persoane necunoscute pentru a fi duși la mama lor, presupușii răpitori l-ar fi contactat de pe un număr de telefon din Serbia. A fost o singură convorbire cu dânsul în luna august, la câteva zile după ce a ajuns în județul Hunedoara. Le-am rugat să respecte legea, atrăgându-i atenția asupra consecințelor care ar putea să le suporte în cazul nerespectării deciziei instanței. Momentul în care dânsul s-a enervat, spunându-mi că statul nu face nimic pentru copii, în momentul în care copiii vor fi găsiți, aceștia vor fi preluați de DGASPC. Tot ceea ce se știe este că toți copiii sunt în stare bună, dar obosiți. Pe de altă parte, fratele vitreg al celor trei băieți, copilul omului de afaceri dintr-o altă căsnicie, a declarat că totul ar fi un plan pus la cale de tatăl lui. Adrian Marțian Junior spune că a locuit cu tatăl său și cu cei trei frați vitregi timp de 10 ani și știe cum se comportă și cum reacționează omul de afaceri. Tatăl meu a fost cel care a înscenat, a organizat și a pus la cale această răpire. Ca ulterior, după ce această situație a luat o atât de mare amploare, să facă din nou copiii să apară. Avocata mamei copiilor susține că micuții au fost luați din Spania ilegal și aduși în România încă din 2022, iar mamei lor nu i s-a permis să-i mai vadă. Cei doi părinți aveau un proces de separare în peninsula iberică. Fosta iubită a omului de afaceri l-a dat în judecată pe tatăl copiilor, pe care l-a acuzat de răpire internațională, procesul fiind pe rol în instanțele din București. Și expertiza în final relevă că timp de 2 ani de zile minorii au fost abuzați emoțional de către tată. În tot acest răstimp, clienta mea nu a avut niciun fel de acces la acești copii. A încercat să meargă la școala din Târgu Mureș, unde erau înscriși, dar direcțiunea de acolo nu i-a permis accesul la copii și nu a putut lua legătura cu ei.
Mai mult, Adrian Marțian ar fi încălcat legea atunci când a apărut lângă copii. Potrivit unui ordin de restricție, el nu ar fi avut voie să stea la mai puțin de 100 de metri de cei trei. Un lucru e cert, în momentul în care copiii vor fi găsiți, ei vor rămâne în grija autorităților, nu a părinților. Cu puțin timp în urmă, poliția din Serbia a anunțat că l-a luat în custodie pe Adrian Marțian împreună cu copiii acestuia. A fost deschis un dosar penal IREM pentru răpire, iar poliția face verificări dacă Marțian și cei trei copii au trecut granița cu un camion sau cu barca pe Dunăre. Mai multe informații însă despre acest subiect la ora 22 la Focus. Potrivit procurorilor DNA, mita pentru un post de asistent medical, brancardier sau infirmier la spitalul din Rădăuți era cuprinsă între 5.000 și 15.000 de euro. Cum se apără suspecții, vedeți imediat la Focus. Acuzat de luare de mită în formă continuată, cu biroul scotocit de procurorii anticorupție și cu imunitatea ridicată, Nelu Tătaru, fostul ministru al sănătății, s-a trezit din nou cu anchetatorii la spitalul din Huși. Procurorii DNA și mascații forțelor de intervenție au descins din nou la unitatea medicală și au ridicat și alte acte din cabinetul fostului demnitar. Înainte de răsăritul soarelui, curtea spitalului orășenesc Huș s-a umplut de mașini ale trupelor speciale și ale procurorilor. La o săptămână, după ce au făcut percheziții în cabinetul lui Nelu Tătaru, investigatorii DNA s-au întors la unitatea medicală. Paznicul spitalului i-a întâmpinat și a fost singurul pe care l-au ascultat. Printre medici și pacienți, mascații înarmați și procurorii au mers pe holurile spitalului până la biroul lui Nelu Tătaru. Cabinetul era sigilat încă de săptămâna trecută. Anchetatorii au rupt sigiliile și au cerut managerului să fie prezent la percheziții. Fostul ministru al sănătății era și el la serviciu. Pentru că nu are nicio restricție, continuă să-i consulte pe bolnavi. Timp de 8 ore, procurorii au scotocit biroul fostului demnitar. Au căutat mai multe fișe ale pacienților. Din același cabinet, în urmă cu câteva zile, au apărut imagini în care Nelu Tătaru vorbește cu pacienți, iar unul îi lasă câteva sute de lei pe masă. În încăperea în care se văd frigiderul cu magneți și câteva portrete caricaturizate cu fostul ministru, ar fi fost instalate de procurori echipamente de înregistrare video și audio. În acest fel, anchetatorii și-ar fi strâns dovezile din acest dosar de corupție. Fac ce de 20 de ani de când sunt aici, mă duc la spital, vom vedea ce ce credeți că vor găsi? Ce vor găsi procurorii? Din punctul nostru de vedere, nu sunt probe de vinovăție față de domnul doctor. Va fi condus la DNA Iași? Nu. S-a găsit găina respectivă, nu s-au găsit ople. Găina era acolo, dar nu aceea de care apare pe anchetă. După ce au luat cu ei două laptopuri, procurorii DNA au plecat. Nelu Tătaru și-a pierdut imunitatea parlamentară și poate fi cercetat. Este acuzat că a luat mită de la pacienți. Elisabeta Lipa a fost chemată la Palatul Victoria de Marcel Ciolacu pentru explicații privind scandalul premiilor de la Olimpiadă. Economiștii contactați de Focus spun că modul în care se împart banii în Federația de Canotaj este profund ilegal și netransparent. Conform documentelor oficiale, contabila șefa Federației și secretarul general vor primi 162.000 de euro pentru victoria de la Olimpiadă, cu 20.000 de euro mai mult decât olimpicii care au câștigat medaliile. Documentele oficiale care au ajuns în presă arată că secretarul general al Federației Române de Canotaj și contabilul șef vor primi câte 162.000 de euro pentru victoria de la Olimpiadă. Asta în condițiile în care premiul pentru un sportiv cu medalie de aur este de 140.000 de euro și pentru unul cu medalie de argint 112.000 de euro. Confruntată de jurnaliști și de opinia publică revoltată, Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, spune că aceste premii sunt
acordate conform legii. Angajații federațiilor sunt recompensați cu sume care reprezintă 40% din valoarea premiilor oferite sportivilor care au performat la Jocurile Olimpice Paris 2024. Normele financiare 1447/2007 cu modificările ulterioare la legea sportului numărul 69/2000 se aplică tuturor sportivilor, personalului auxiliar și al federațiilor de specialitate, precum și al instituțiilor prevăzute de lege, a declarat șefa Agenției Naționale pentru Sport. Acum la birou am invitat și pe doamna Lipă să vedem cu adevărat tot adevărul. Am înțeles că au fost bani dați la un contabil, la un medic, ei țin tot pentru întreg lotul. E normal ca și medicul echipei a lotului olimpic să aibă niște beneficii suplimentari. E normal ca tot angrenajul să aibă niște beneficii. Noi, la ora actuală, nu avem aceste premieri plătite. Sunt doar în faza de proiect pe hârtie. 160.000 și 160.000, 162.000 sunt 324.000, care înseamnă acest 40% din valoarea performanțelor realizate de canotajul românesc. Conform legii citate de Elisabeta Lipă, antrenorii, medicii, asistenții medicali, masării, kinetoterapeuții, cercetătorii, arbitrii, observatorii, operatorii video și personalul auxiliar reprezintă participanți la activitatea sportivă. Ba chiar ea a vorbit și despre o anomalie în sistemul plăților către angajații federației. Nu putem trece toate conturile acolo, ci ia unul singur și e normal să fie contabilul șef și secretarul general, după care se împart tuturor, dar banii se împart celor 60, cred, de persoane din federație. Adică banii care o să-i ajungă în conturi contabilei șefe, cei 162.000 de euro, ar trebui să fie împărțiți cu întreg personalul federației, 50 sau 60 de angajați, lasă de înțeles Elisabeta Lipă. Președintele Federației Române de Canotaj, Valeriu Gavril, spune că secretarul general sau contabila nu sunt obligați să împartă banii cu colegii lor. Totul este legal, uitați-vă și în hotărârea de guvern 1447. Dacă vor să împartă, nu vor să împartă, asta este treaba lor. Cei doi sunt nominal trecuți acolo, iar eu nu știu dacă vor să-și împartă banii sau nu. A declarat Valeriu Gavril, o practică care se află la marginea dintre evaziune fiscală și optimizare fiscală, spun economiștii contactați de Focus. Banii aceia plecați într-un cont de la federație ajung la o persoană fizică, care apoi persoană fizică face niște plăți către alte persoane fizice, transferul de bani, care sunt de fapt niște venituri și care în mod normal ar trebui și ele la rândul lor impozitate din moment ce sunt plătite. Dacă nu sunt plătite legal, ele devin venituri la negru și ar trebui confiscate de către stat. În această situație, banii sunt distribuiți într-un mod total netransparent și este puțin probabil ca ei să fie împărțiți în mod egal. În total, Federația Română de Canotaj a cerut guvernului 8.750.000 de euro. Ca banii să ajungă în conturile federației, suma trebuie să fie aprobată de executiv. Șeful Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Marius Petrescu, a fost audiat de DNA. El are calitatea de martor în dosarul lui Eugen Pârvulescu, politicianul cercetat pentru instigare la cumpărare de influență. În spatele acuzației ar fi vorba de o mită în valoare de 60.000 de euro. Banii ar fi fost plătiți pentru urgentarea unui certificat de la Ornis. A ajuns vreo sumă de bani la dumneavoastră? Glumiți! V-a cerut cineva să urgentați liberarea acestui certificat? Nici nu se poate! Sunt răspunsurile pe care Marius Petrescu, șeful Ornis, le-a dat după ce a fost audiat timp de 2 ore. El a fost chemat în calitate de martor și a negat vehement că ar fi implicat în dosar. Marius Petrescu susține că Marin Țole, cel care avea nevoie de certificatul emis de Ornis, deținea deja actul la momentul în care s-ar fi întâmplat faptele, deoarece venea din poziția de secretar de stat. Încă secretarul de stat care a apărut fusese verificat și avea autorizație valabilă, care e valabilă și în ziua de azi. Deci, încă o dată, nu știm despre ce vorbim. Autorizarea la informații clasificate nu se poate face decât după numirea în funcție, la solicitarea expresă a șefului instituției angajatoare.
totul se face în niște termene precise de instituții cu atribuții stabilite clar în legislația în vigoare. Săptămâna trecută, Eugen Pârvulescu a fost pus sub urmărire penală și urmează să fie cercetat sub control judiciar. El este acuzat de către DNA că l-ar fi îndemnat pe Țole să plătească 60.000 de euro pentru a obține mai repede certificatul ORNIS. Domnule Mircea Joan a dus iată la Direcția Națională. Potrivit DNA, banii urmau să fie strânși de Radu Mărgineanu, un om de afaceri care urma să intermedieze mita. Cătălin Țole ar fi fost pus în legătură cu Mărgineanu de un alt om de afaceri, Gheorghe Florea. Aveți legătură cu Mircea Joana? Nu. Nici o legătură? Nu colaborați cu dumnealui? Nu. Procurorii spun că Marin Țole nu ar fi avut banii necesari pentru mită, așa că a apelat la Eugen Pârvulescu. Senatorul i-ar fi dat cei 60.000 de euro, însă i-ar fi spus lui Țole să-i dea doar jumătate lui Radu Mărgineanu. Ceilalți 30.000 de euro ar fi fost acoperiți chiar de oamenii de afaceri, care urmau să-și recupereze banii după obținerea certificatului. Într-un final, Țole, care are calitate de martor și colaborează cu DNA, nu a mai fost numit în fruntea CNI. Alegeri cruciale. 14 candidați și un singur fotoliu. Focus pe candidați. Astăzi, la Focus. Apar informații noi din ancheta fraudării mai multor concursuri de angajare la Spitalul Municipal din Rădăuți. Candidații ar fi plătit sume cuprinse între 5.000 și 15.000 de euro pentru un post de brancardier, infirmier sau asistent medical. 6 angajați și-au petrecut noaptea în arest. Audierile au continuat și astăzi, când mai mulți foști și actuali angajați au fost aduși în fața procurorului. De ce ați fost aduse? Ați luat șpagă? Știți de ce ați fost reținute? De ce ați fost adus? Ați luat șpagă? Am luat șpagă la mână. Șase angajați ai Spitalului Municipal din Rădăuți și-au petrecut noaptea în arestul poliției din Suceava. În această după-amiază, toți au ajuns în fața instanței. Ei sunt acuzați că au luat mită și că au trucat mai multe concursuri de angajare în perioada 2023-2024. Surse din anchetă au scos la iveală sumele care se vehiculau înaintea fiecărui concurs de angajare. Porneau de la 5.000 de euro și puteau să ajungă până la 15.000 de euro. Membrii comisiei intrau în posesia banilor imediat după afișarea rezultatelor, mai spun aceleași surse. Un post de asistent medical la Spitalul Municipal din Rădăuți a fost cumpărat și cu suma de 15.000 de euro. Actualul director medical al spitalului este acuzat că ar fi luat mită de 6 ori și că ar fi divulgat subiectele concursurilor de angajare pentru posturile de asistent medical. Toți suspecți de luare de mită sunt și directorul de îngrijiri medicale și șefa de la resurse umane. Femeia ar fi cerut câte 6.000 de euro mită de la candidați, dar pentru că oamenii nu au reușit să intre pe post, și-ar fi primit banii înapoi. Acțiuni de felul ăsta ridică anumite semne de întrebare. Concursurile au fost organizate în anii 2023-2024 și probabil ei au suspiciuni de nereguli înregistrate în concursurile respective și vor ancheta, au luat toate documentele, deci noi suntem cu aproximativ 36 de posturi blocate, cu turi suplimentare sau redistribuirea personalului de pe secție pe alta. Procurorii suspectează că aceeași situație s-ar fi întâmplat și la concursurile pentru posturile de infirmier și brancardieri. O moașă și doi asistenți medicali sunt acuzați că au luat mită de la mai mulți candidați. În momentul de față este înaintat un referat cu propunere de luare a măsurilor preventive față de mai mulți inculpați. Urmează ca judecătorul de dreptul și libertăți de la Tribunalul Suceava să analizeze dacă sunt îndeplinite cumulativ cele trei condiții prevăzute de articolul 223 Cod de Procedură Penală. Vorba de infracțiuni de folosire de informații care nu sunt accesibile publicului, de infracțiuni de luare de mită, de dare de mită. Sunt 5 infracțiuni săvârșite în concurs. Fostul manager al spitalului, Flaviu Sima, este acuzat că ar fi luat mită de 5 ori și că ar fi divulgat informații secrete. La acest moment nu dăm niciun fel de declarație. Vă rog să ne insistați. Este o anchetă penală în curs. Lăsăm să desfășoare. În urma perchezițiilor efectuate miercuri, anchetatorii au ridicat mai multe sume de bani și anume 93.000 de lei, 419.000 de euro, 3.300 de lire și 7.700 de euro.
Un ucrainean de 32 de ani care a fugit de recrutare în munții Maramureșului a fost la un pas să moară de hipotermie. Întreaga poveste, dar și cum sunt săltați ucrainenii din baruri pentru a ajunge pe front, vedeți imediat la Focus. Anvelope uzate, plăcuțe de frână deteriorate sau depășiri ale nivelului admis de noxe sunt doar câteva din problemele constatate de polițiști la transportatorii de marfă. Unele dintre vehicule sunt adevărate pericole pentru participanții la trafic și nu ar trebui să treacă de inspecția tehnică periodică. În doar câteva ore, polițiștii în capitală au amendat aproape 50 de șoferi și au reținut mai multe certificate de înmatriculare. Manuși de protecție. Transportatorii de marfă au fost verificați la sânge de agenții rutieri, iar neregulile descoperite nu au fost deloc puține. Au curs și amenzile. 11.000 de lei și interdicția de a circula cu mașina timp de 6 luni l-au costat pe acest șofer, care nu avea licență de transport. Mai mult, autoturismul avea și mai multe probleme tehnice. Acesta este procesul verbal prin care au fost ridicate plăcuțele. Mașina va fi indisponibilizată, nu se mai pleacă cu mașina. Am montat și mie plăcuța cu numărul de matriculare pe partea față, vă rog. Și nu este singurul exemplu. Printre cele mai dese situații întâlnite a fost nerespectarea timpilor de odihnă. M-a sancționat pentru depășirea programului de conducere. Cât a fost amenda? 6 milioane. Mi-a dat o amendă din cauza problemelor tehnice la mașină. 990 de lei. Șoferii spun că astfel de controale ar trebui făcute mai des, pentru că în trafic sunt nenumărate mașini cu o stare tehnică precară. În momentul când ai deschis gura, n-am cauciucuri, n-am frâne, n-am nu știu cum, imediat mașina merge la service, deci nu... Da, sunt firme și firme. Șoferul e exploatat întotdeauna. Un alt șofer a rămas fără certificatul de înmatriculare după verificare și nu a scăpat nici de amendă. Anvelopele față și cele suspendate, ultimele de la puntea, ultima punte, sunt cu rupturi pe căile de rulare. A efectuat activitate de transport rutier de mărfuri periculoase, fără a avea trusa ADR completă. În această situație, bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2145 de lei. Iar ca măsură tehnico-administrativă s-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare. Au fost verificați și din punctul de vedere al consumului de băuturi alcoolice. Acțiunea are loc la nivel național. Doar în capitală, în câteva ore, au fost sancționați 48 de șoferi, dintre care 2 au rămas fără certificatul de înmatriculare pentru că nu aveau licență de transport. Valoarea totală a amenzilor a fost de 41.000 de lei. Mașinile produse în Europa urmează să se scumpească cu aproape 10% începând de anul viitor. O spun specialiștii din industria auto după ce Comisia Europeană a anunțat că producătorii vor fi amendați pentru că nu și-au îndeplinit țintele de tranziție la o industrie verde. Fiecare euro plătit de producători se va transfera în prețul final. În condițiile în care industria din Europa a pierdut mult din competitivitate în fața Chinei sau Statelor Unite, companiile au ales să tragă frâna de mână și să se concedieze angajații. Veștile care vin de la Comisia Europeană către industria auto nu sunt cele mai bune. Se pare că obiectivele de decarbonare impuse de Bruxelles nu au putut fi adoptate în timp util de companiile care produc mașini. Ne vom trezi în situația în care aceste ținte stabilite de Comisia Europeană pentru 2025 și 2026 nu vor fi atinse. Iar consecința faptului că nu vor fi atinse înseamnă amenzi care vor fi aplicate la fiecare mașină vândută care nu îndeplinește condițiile impuse de Comisia Europeană. Nici infrastructura pentru mașinile electrice nu este suficient de dezvoltată pe continent. We see that there are targets, we see that there are electric vehicles coming to market, but we see that the market uptake isn't quick enough. Unul dintre cei mai importanți producători auto din Germania vrea să închidă mai multe fabrici pentru a face o economie de 10 miliarde de dolari până în 2026. Banii vor fi folosiți în investiții pentru gamele de mașini electrice, ca gigantul german să supraviețuiască tranziției la automobilele verzi. Asta înseamnă zeci de mii de oameni concediați și nu doar atât. Probabil că anul viitor vom avea situația unor sume de aproape 16 miliarde de euro sancțiuni pe care la sfârșitul zilei nu le plătește nici comisia și nici producătorul. Le plătesc de consumatorul, pentru că oameni buni, consumatorul la sfârșitul zilei plătește.
Specialiștii spun că mașinile pe combustie se vor scumpi de anul viitor cu 5-10% dacă aceste amenzi vor fi aplicate. Momentul dificil prin care trece piața auto din Europa se resimte din plin în România. Cel mai mare producător de automobile din țară le cere angajaților pentru al doilea an la rând să demisioneze voluntar. Cei cu sub 2 ani de vechime în companie vor primi 22.000 de lei, iar sumele cele mai mari de peste 30.000 de euro le primesc cei care pleacă din companie cu o vechime de minim 12 ani. O companie germană care produce componente auto în România a anunțat că va renunța la 800 de angajați, după ce în vară 1.000 de persoane au fost trimise în șomaș tehnic. Iar o altă firmă germană care produce cablaje a anunțat că își va închide o fabrică din țara noastră. Și din păcate, șansele ca țara să fie una importantă în tranziția către mașinile electrice este mică. Din ce informații avem, sunt în discuție tot felul de producători care vor să investească în România, atât în materie de producție de vehicule electrice, cât și de asamblare, componente. Sunt produse scumpe, oamenii nu și le permit, deci nu suntem o piață serioasă pentru vehiculele electrice. Nu avem infrastructură, energia pe care o producem nu știu cât este de suficientă în volum și dacă este suficient de ieftină. Industria auto, care cuprinde atât producția vehiculelor cât și a componentelor, este cea mai importantă industrie din România. Ea are o contribuție de peste 10% la formarea produsului intern brut. Marcel Ciolacu a recunoscut că dacă nu vom primi ajutoare de la Comisia Europeană în acest sector, disponibilizările vor continua. Delfinariul din Constanța va fi extins și, în paralel, se va construi un nou acvariu care îl va înlocui pe cel vechi. Investițiile în cele două proiecte sunt estimate la aproape 20 de milioane de euro. Delfinariul va avea un bazin de mari dimensiuni în care delfinii se vor putea relaxa la finalul demonstrațiilor și antrenamentelor. Bazinul va fi închis cu sticlă, iar mamiferele vor putea fi admirate din exterior. În spatele clădirii vechi, în care se desfășoară acum spectacolele cu delfini, se lucrează de zor. Noul bazin va fi mult mai mare față de cum îl cunosc turiștii, iar mamiferele vor avea condiții de lux. Acest bazin de antrenament pentru delfini are o suprafață de 670 de metri, o înălțime de 5,20 m cu un volum de 1400 de metri cubi. Administrația Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și-a propus să aducă lei de mare, foci, pinguini și mai mulți delfini. Un spațiu în plus înseamnă un beneficiu mai mare pentru animal. Cencen și ninii sunt niște afalini de talie mare și atunci au nevoie de mult mai mult spațiu, să-și consume energia, să se desfășoare, indiferent că sunt în grup sau sunt singuri, spațiul de viață este foarte important, trebuie să fie cât mai larg. Bazinul nu va putea fi vizitat, dar va fi înconjurat cu sticlă, astfel încât vizitatorii să poată să admire mamiferele și din exterior. Delfinii din bazinul mare nu vor fi izolați complet de vechea structură care este aici. Legătura dintre cele două bazine se va face printr-un tunel, care este exact în acest punct. Modernizarea delfinariului din Constanța a început în vara anului 2020. O firmă cu administrator italien și sediul în București a fost desemnată în urma unei licitații să facă lucrarea, dar aceasta a încheiat un subcontract cu un alt constructor. Pe șantier, spune directorul instituției, rar a văzut muncitori. A fost un proiect cu foarte multe provocări. Din păcate, un constructor care nu a putut să-și asume până la final această investiție a încurcat la un moment dat derularea contractului. A fost nevoit sau obligat să reziliem contractul. Ne-a lăsat cu un șantier în paragină, s-a pierdut o finanțare europeană, nu. S-a pierdut o finanțare de la Guvernul României. 5 milioane de euro au pierdut atunci autoritățile din Constanța. Construcția trebuia extinsă și modernizată în 2 ani. Încă un ucrainean a fost salvat din munții Maramureșului. Acesta trecuse ilegal granița după ce a fugit de recrutarea din Ucraina. Salvamontiștii l-au căutat ore întregi, iar când l-au găsit, bărbatul era în stare de hipotermie. Ucraineanul cere acum protecție din partea statului român. De la începutul războiului, aproximativ 30 de bărbați ucraineni au murit în încercarea de a trece ilegal granițele țării aflate în război.
Misiune dificilă pentru salvamontiștii și polițiștii de frontieră maramureșeni. Timp de 7 ore au intervenit pentru salvarea unui bărbat ucrainean care era blocat într-o zonă abruptă a munților Maramureșului. Pe creste, salvatorii au îndurat condiții de vreme extremă. A fost o intervenție dificilă datorită condițiilor meteo. Jos la bază era ploaie, iar sus era la lacoviță cu vânt și cu stradă zăpadă de pus. Cetățeanul ucrainean de 32 de ani spunea că se află de câteva zile pe drum și era într-o hipotermie ușoară. Colegii au reușit să-l evacueze în timp util. Bărbatul a fost predat echipajelor medicale. Acesta prezenta o ușoară hipotermie. El a cerut protecție din partea statului român. Ucraineanul are 32 de ani și a trecut ilegal granița Ucrainei cu România. A fugit din țara natală după ce a primit ordinul de încorporare pentru a fi trimis pe front. Ca el, sunt mulți alții. Date din 2022 și 2023 arată că 20.000 de bărbați au fugit din Ucraina prin România, Moldova, Polonia, Ungaria, dar și Slovacia. Ucrainenii sunt săltați cu forța de pe străzi, din baruri sau restaurante pentru a fi mobilizați. Звертаються до поліції задля спільних перевірок, і це можуть бути громадські місця, які відвідує велика кількість людей. У випадку, якщо поліцейський виявив особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, вона, до прикладу, може знаходитися в розшуку. Ситуація де пе фронт єсте дин че ін че май дифіцілла пентру українен, яр ліпса акута де солдаці фаче диференца. Руші атака ку зеч де дроне ші ракете зільник. Орашул Чернауці а фос бомбардат, яр мульте клădiri ау луат фок. Nici ofensiva din Kursk nu mai merge atât de bine. Conform ultimelor date ale Institutului pentru Studiul Războiului, rușii au cucerit jumătate din teritoriul pierdut din august. Mașini și animale luate de ape este peisajul din sudul Franței după ore întregi de ploi torențiale. 6 departamente sunt în alertă din cauza inundațiilor. Au fost precipitații record, puhoaiele de apă au măturat totul în calea lor. Autoritățile au spus că au închis drumuri, școli, au evacuat cartiere întregi și au cerut locuitorilor să evite să iasă din case. Inclusiv mai multe hipermarketuri au fost inundate. Nu au fost raportați încă răniți sau dispăruți. Scene șocante în Piatra Neamț, o femeie s-a refugiat într-un restaurant pentru a scăpa de bărbatul cu care avea o altercație. Pentru că au ajutat-o pe femeie, bărbatul a început să-i lovească pe angajații restaurantului. Cum s-a sfârșit conflictul, vedeți după publicitate. Vă aștept! Scene cu un puternic impact emoțional au fost surprinse de camerele de supraveghere ale unui restaurant din Piatra Neamț. După o ceartă pe stradă, o femeie s-a refugiat în local, iar bărbatul cu care a avut altercație a intrat după ea. S-a lăsat cu injurii și distrugeri. Imaginile sunt greu de privit. Scoate afară, frate! Scoate afară! Scoate-mă afară! Bă! Scoate afară că-mi bă! Cu doar câteva clipe înainte ca bărbatul să înceapă să distrugă localul, femeia cu care s-a certat în stradă a intrat și a cerut ajutor. S-a refugiat în spatele tejghelei și spera ca bărbatul să nu ajungă la ea. Omul nu s-a lăsat și a încercat să-i convingă pe angajat să o scoată afară, iar pe unii i-a și lovit. Într-un final, oamenii din restaurant l-au convins că femeia a plecat și așa au reușit să scape și ei de agresor. Situație fără precedent în Republica Moldova. Sute de cetățeni au fost antrenați, în special tineri, care ar fi fost antrenați de Rusia să destabilizeze țara și să provoace haos în ziua alegerilor. Antrenamentele au avut loc în Rusia, Serbia, dar și în Bosnia. Totul în contextul alegerilor prezidențiale și referendumul pro-UE din această duminică de pe 20 octombrie. Nu!
Acestea sunt imagini din timpul așa ziselor tabere de antrenament și instruire din Rusia. Peste 300 de oameni au fost luați să învețe să provoace dezordine în masă și acte de vandalism în timpul unor proteste. Acestea urmau să fie organizate pentru a contesta scoaterea unor candidați din cursa electorală de către Comisia Electorală Centrală sau pentru pretinsa falsificare a alegerilor. Descoperirea a fost făcută în urma perchezițiilor autorităților de la Chișinău. Au fost făcute în jur de 100 de verificări. În timpul acestora au fost confiscați peste 1,5 milioane de lei moldovenești, iar 4 persoane au fost arestate. Erau instruite despre procedee și metode tehnice în acțiunile de protest, comportamentele care trebuie să le manifeste, tactici de provocare, înfruntarea inteligentă a cordoanelor, extragerea de obiecte sau arme de la organele de forță. Garhu Fugar Ilanșor, sub paravanul ONG-ului Eurasia, a finanțat deplasarea unor grupuri de tineri la Moscova. Dintre aceștia, o parte au fost selectați pentru antrenamente mult mai avansate în tabere de gherilă desfășurate în Bosnia și Herțegovina, precum și în Serbia. Oamenii legii au atenționat tinerii că astfel de acțiuni se pedepsesc cu până la 8 ani de închisoare. Pe de altă parte, Institutul pentru Studiul Războiului trage un semnal de alarmă. Rusia ar putea invada Republica Moldova dacă Ucraina pierde războiul. Potrivit analizei, forțele Kremlinului ar ajunge la Chișinău prin Transnistria și folosesc aceeași tehnică de propagandă privind motivele invaziei din Ucraina. Alegeri cruciale. 14 candidați și un singur fotoliu. Focus pe candidați. La Focus. Liderul Hamas și creierul atacurilor din 7 octombrie din Israel a fost ucis în Gaza. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Siwar a murit într-un atac efectuat de IDF în tabăra Jabalia din fâșia Gaza. Alături de el a mai murit și liderul aripii militare a grupării Hamas. A fost făcut un test ADN trupului recuperat de armata israeliană pentru ca identitatea să fie confirmată. Astfel, Hamas și-a pierdut din nou liderul. Acesta era principalul oponent al unui acord cu Israelul pentru eliberarea tuturor ostaticilor. Fanii One Direction sunt în stare de șoc. Liam Payne, unul dintre membrii trupei, a murit în Buenos Aires. Britanicul, în vârstă de doar 31 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul al treilea al hotelului unde era cazat. El ar fi fost sub influența drogurilor și alcoolului și se vorbește inclusiv de o posibilă sinucidere. Milioane de fani din întreaga lume sunt devastați de veste. O parte s-au adunat la hotelul din Argentina pentru a aduce un ultim omagiu artistului. Membrii trupei nu au făcut deocamdată nicio declarație publică. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Liam Payne a fost găsit în curtea interioară a hotelului unde era cazat. Britanicul căzuse 40 de metri de la etajul 3 al hotelului. Nu a avut nicio șansă. A murit pe loc. Poliția a fost chemată la hotel printr-un apel de urgență în jurul orei 17. Good morning. I'm calling from Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. What is happening, sir? We have a guest drunk on drugs and alcohol. When he's conscious, he's breaking everything in the room. We need to send someone with urgency because I don't know if the guest's life is in danger because he's in a room with a balcony and we were afraid he could do something that threatens his life. How long has he been there? Is it a long stay hotel? The guest has been there for the past 3 days. 7 minute mai târziu, o echipă a ajuns la locul tragediei. Martorii au raportat că Payne ar fi manifestat un comportament agresiv în lobby-ul hotelului înainte de a fi găsit căzut. Autoritățile argentiniene au izolat zona și au deschis o anchetă pentru a stabili cauza morții. Inițial s-a crezut că vestea nu este adevărată. Cu o oră înainte să moară, Liam posta pe o rețea de socializare. Today we ride. We're going to ride some horses. I think I'm going to be playing polo again, which is going to put me out of action for about 6 weeks. Yeah, so it's going to be a nice day. După aflarea veștii, fanii s-au strâns în fața hotelului Casa Sur din Buenos Aires. Au cântat, au aplaudat, au aprins lumânări și au ținut un moment de reculegere. Unii au fost surprinși în timp ce plângea. Eu nu sunt la un armat, eu nu-i sunt mai duri, să luăm armat, e la unica formă la care teniam para vivir eso. Eu nu-i dormi, ahora que hacemos?
Champagne se afla în Argentina încă de la începutul lunii. Pe 2 octombrie acesta a fost prezent la concertul lui Neil Horan, colegul său de trupă. Liam Payne a devenit celebru la nivel mondial ca membru al trupei pop One Direction. Cei 5 membri s-au clasat pe locul 3 în finala X Factor în anul 2010. De atunci, trupa a fost una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite din întreaga lume, cu milioane de albume vândute. În 2016 însă, trupa a anunțat că ia o pauză nedeterminată. Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Neil Horan și Liam Payne și-au lansat cariere solo. Și-a început cariera solo în 2017. A lansat mai multe piese și un album, însă nu s-a bucurat de același succes ca în One Direction. A avut o relație cu cântăreața britanică Cheryl Cole, cu care are un fiu, Bear Payne, născut în 2017. Cei doi s-au despărțit un an mai târziu. A avut o relație cu modelul Maya Henry din 2019 până în 2022. Ea l-a acuzat și că i-a contactat în mod obsesiv prietenii și familia, iar săptămâna trecută a cerut și un ordin de restricție împotriva artistului britanic. Liam Payne a fost dependent de droguri și alcool. A vorbit deschis în trecut despre luptele sale cu dependența, dezvăluind că a experimentat gânduri suicidale. Cel mai mare muzeu din lume s-a deschis în Egipt. Marele Muzeu Egiptean de la Cairo se află în construcție de 20 de ani și găzduiește peste 100.000 de piese din civilizația antică egipteană. Muzeul încă nu este deschis integral. 12 săli în care sunt expuse capodoperele vechiului Egipt se pot însă vizita. Cu o suprafață de peste 80.000 de metri pătrați, atunci când va fi deschis integral, va fi cel mai mare muzeu de arheologie din lume și concurează cu Muzeul Louvre din Paris. Colecția regelui Tutankhamon și bărcile solare îngropate lângă piramida lui Khufu nu sunt încă deschise publicului. În mai puțin de 40 de zile vom merge la urne să ne alegem președinte. 14 candidați se bat pentru funcția supremă în stat și începând de astăzi vă prezentăm profilele lor. Pe 3 dintre candidați îi descoperiți imediat după publicitate. Mai avem o lună până când vom decide. Ne vom alege viitorul pentru următorii 5 ani și trebuie să fim atenți și informați. Avem 14 candidați în cursa către Cotroceni. Independenți sau susținuți de un partid politic, cu toți au făcut promisiuni pentru o Românie mai bună. De astăzi, Focus vă prezintă profilul candidaților către cea mai înaltă funcție din stat. Pe rând, veți afla cine sunt cei 14 și așa veți hotărî pe mâinile cui vă veți lăsa viitorul. Am decis să-mi depun candidatura la președinția României. România are nevoie de stabilitate și echilibru. Românii au nevoie de siguranța că muncind pot avea un trai mai bun. Marcel Ciolacu, în vârstă de 56 de ani, este candidatul la prezidențiale din partea Partidului Social-Democrat. În acest moment, el este premierul României, funcție pe care o ocupă din iunie 2023. Născut în Buzău, Marcel Ciolacu a început să lucreze pentru prima dată, potrivit CV-ului, între 1988-1990, la întreprinderea electrotehnică din București. După, a intrat în afaceri. În 2004 și-a primit diploma de licență în drept. Între 2010 și 2012 a urmat un masterat în managementul sectorului public la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. După Revoluție, Marcel Ciolacu a început ușor-ușor să intre în politică. A fost membru al Frontului Salvării Naționale, iar din 1992 este membru al Partidului Social-Democrat. În martie 2013, premierul de atunci, Victor Ponta, l-a numit în funcția de consilier onorific. În 2014 a devenit secretar al Camerei Deputaților, iar în 2019 Ciolacu este desemnat președinte al PSD.
Însă denumele său au fost legate de-a lungul timpului și controverse. În 2015 acesta a fost implicat într-un scandal mediatic, după ce în spațiul public au apărut mai multe imagini cu el alături de Omar Haysam. Aceștia erau fotografiați la o partidă de vânătoare organizată de direcția silvică Buzău. Marcel Ciolacu este căsătorit și are un copil. Aceasta este prima sa candidatură pentru funcția de președinte al României. Românii trebuie să se simtă apărați și protejați de instituțiile statului. Ne-am anunțat candidatura independentă la funcția de președinte al României. Toată puterea mea în această campanie sunteți voi. Ana Birceal, în vârstă de 51 de ani, și-a anunțat candidatura la prezidențiale încă din luna iunie acestui an. Născută în Mizil, Ana Birceal și-a obținut licența în științe juridice la Universitatea din București. A ales să-și continue studiile de masterat și doctorat în drept la Yale School din Statele Unite ale Americii. După ce și-a încheiat studiile, Birceal a lucrat ca avocat pe Wall Street, în New York. În 2003 însă a decis să se întoarcă în România, unde și-a început cariera politică. În 2005 devine membru al Partidului Social-Democrat. În 2017 a fost ministru delegat al afacerilor europene timp de 6 luni. În aprilie 2019, după demisia lui Tudorel Toader, Birceal a devenit ministru interimar al justiției, apoi a preluat funcția până în luna noiembrie aceluiași an. În 2019, Ana Birceal a fost exclusă din PSD. Atunci, aceasta spunea că a fost dată afară din partid din cauza că s-a opus modificărilor din justiție, prin care anumite grupuri politice își doreau să scape de dosarele de corupție. Ana Birceal a fost legată și de anumite controverse. În 2008 a fost înregistrată pe numele ei o cerere de divorț la judecătoria sectorului 1 București. Atunci ea a spus că a aflat din presă de această cerere și a înaintat o solicitare de anulare acesteia. Ana Birceal a demonstrat că CNP-ul este greșit, iar semnătura nu este a ei. Ea a spus că acest scandal este menit să o discrediteze înaintea alegerilor locale și parlamentare din acel an. Ana Birceal este căsătorită de peste 20 de ani și are un copil. Aceasta este prima sa candidatură pentru președinție. Sunt Călin Georgescu, român ca tine, și candidez pe data de 24 noiembrie 2024 la funcția de președinte al României. A venit vremea să aducem țara la nivelul unei chemări. A venit vremea să înțelegem că destinul și drepturile națiunii române sunt veșnice. A venit vremea să facem istorie, nu politică. Călin Georgescu, în vârstă de 62 de ani, este o apariție mai puțin cunoscută pe scena politică românească. Numele său a ajuns în atenția publică prima oară în 2020, la alegerile parlamentare, când a fost propunerea partidului AUR pentru funcția de premier. S-a născut în București, este absolvent al Colegiului de Recuperare Funciară, Institutul de Agronomie Nicolae Bălcescu din București. În 1999 a obținut titluri de doctor în științe agricole, iar în 2007 a absolvit un program postuniversitar la Colegiul Național de Apărare Carol I. Din 2021 este lector al Facultății de Științe a Universității din Pitești. Din 1997 până în 2013 a fost director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă din București. Expert în dezvoltarea durabilă, Călin Georgescu a lucrat timp de 17 ani la Organizația Națiunilor Unite în domeniul conservării mediului. În 2022 i s-a deschis un dosar penal pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război. Într-o emisiune televizată, Călin Georgescu i-a lăudat atât pe legionarul Corneliu Zelea, cât și pe mareșalul Ion Antonescu. Călin Georgescu este căsătorit și are 3 copii. Aceasta este prima sa candidatură pentru fotoliul de la Cotroceni. Eu vreau un om care să pricepe să facă meseria asta. Să fie preocupat de problemele populației. Deștept și să știe cel puțin 2 limbi străine. Sincer, să fie doar un om normal, doar atâta ne dorim. Și bineînțeles, mergem la meteo. Colega mea, Alexandra Bălucescu, ne aduce toate informațiile. Alexandra, cum va fi vreme? Bună seara, Andreea! Doamnelor și domnilor, bun găsit! Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic în Caraș Severin, valabil din această seară până duminică dimineața. În țară, vremea rămâne în continuare rece, cu minime chiar de 0 grade. Cu mai multe informații revin imediat!
Ziua de mâine va aduce o atmosferă și mai rece, cu excepția regiunilor vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 19 grade. Se va înnora din când în când și va ploua slab în Dobrogea, în zona deluroasă a Olteniei și cea a Munteniei. Vântul va agita atmosfera în Banat, precum și pe litoral, cu viteze de peste 70 de km pe oră. Acestea au fost informațiile pentru moment. Cu prognoza pe larg, vă aștept după Focus Sport. Alexandra, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. De la 20 la Prima TV, Harvey Keitel pleacă în căutarea unui adevăr periculos. O nouă etapă din Liga a doua începe de seară la Prima Sport 1 cu CSEA Steaua Chiajna de la 20. Meciul poate fi urmărit în direct și pe primaplay.ro. Pe Cine Maraton de la 20, Lucian Bintilie semnează regia filmului O vară de neuitat. Să aveți o seară frumoasă! Program disponibil pe primaplay.ro.